Grigore Vierul are o viziune aparte asupra femeii, una deosebită și enigmatică. El compară femeia cu o pasăre, o pasăre care ar fi zburat în jurul lui Dumnezeu, dar doar bărbatul a reușit să-i ofere aripi, să o facă să zboare. În așa sens, se pare că Grigore Vierul a făcut o asociere sau analogie cu Geneza, în care femeia a fost creată din bărbat și pentru bărbat. Mai mult de atât, arată sensibilitatea, gingășia și modul unic al femeii de a exista, prin visare, prin zborul gândurilor și purității. Deși s-ar părea că aceasta este destul de independentă, totuși prezența bărbatului în viața femeii este indispensabilă și chiar îi completează viețuirea pe pământ. Femeia este precum un suflet de copil, care are nevoie de dragoste, sărutări sincere, dezmerdări și care îi ridică sufletul moale și ușor mai sus de realitate. Și datorită cărora, poartă mai apoi rodul pântecului și dă naștere noilor generații. Deși zbuciumată și uneori năstrușnică, încât să-și dorească să zboare mult mai departe de cel care i-a oferit aripi, adică bărbatul, totuși ea mereu simte chemarea și se întoarce înapoi la cuibul său. Femeia în raport cu bărbatul este interdependentă și, și simte o absență, un gol, fără de partea care o completează. Aceasta manifestându-se prin lucrurile sau amintirile care îi apasă sufletul, iar într-un final zborul este condus de cei doi. Fiindcă, descoperind femeia, bărbatul descoperă un nou univers, față de care inconștient și involuntar se atașează, sufletește și îl substituie pe al său propriu. Astfel încât până la urmă își găsește existența, chiar în mijlocul acestui univers și chiar începe să zboare cu aripile femeilor. Femeia poate zbura doar cu aripile care îi le poate oferi bărbatul, înălțându-se sus, chiar mai sus de condiția ei umană. Iar bărbatul, care mereu stă cu picioarele strâns lipite de pământ, cunoaște o nouă lume, o nouă descoperire, cea a zborului în unison. Astfel, doar femeia reușește să desăvârșească și să completeze bărbatul până la capăt. Femeia este dezlipită de realitate. Ea aparține cerurilor, nemărginirii, e sortită neînțelesului, enigmei și misterului. Iar bărbatul a fost lăsat pe pământ să o descopere, să o înțeleagă și să o îndrume când aceasta nu știe ce zbor să aleagă.